propoziția numărul 221 din 13.07.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, ședință extraordinară pentru data de 20.07.2022, ora 10. Primarul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Cu următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local din 40, numărul 45 din 25.05.2022 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. Inițiator, domnul Platinul. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Ștefan cel Mare, pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din data de 05.08.2022, ora 15. Inițiator, domnul Platinul. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 2 al anului 2022 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator, domnul Brațiu. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli și venituri pe trimestrul al 3-lea al Comunei Ștefan cel Mare pentru anul 2022. Inițiator, Brațiu. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al HCL de 16, numărul 16 din 14.02.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local în anul bugetar 2022. Inițiator, domnul Vasilov. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 26.01.2022. Privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul angajat în funcții publice și în funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și structurilor subordonate Consiliului Local. Inițiator, domnul Vlase Ilov. Și probabil 7 diverse. Supunem la vot ordinea de zi, cine este împotrivă, se abține cineva, deci se aprobă fără nicio problemă. Trecem la punctul numărul 1, referitor la anexa numărul 2 al Consiliului, hotărârea Consiliului Local. Cine ne poate vedea? Da. Întrebări? Vă spun despre ce este vorba. Deci, în ordine de gramă Consiliului Local, primăriei aveam postul de tehnician cu urbanismul, ca și grad profesional, era asistent, parcă, nu? Deputat. Că am zis să dăm șansă oricărui candidat, oricărui persoane care termină facultate de construcții să participe la concurs. Am scos postul de mai multe ori la concurs, nu s-a prezentat mie. Și după aceea am avut o solicitare din partea unui inginer constructor, a fost la urbanism la Agăș, el e din Onești de loc, și neconvenindu-i naveta, distanța, așa am zis, dar dacă aveți post, m-aș prezenta la dumneavoastră. O mare vechime, are 20 de ani, vechime. Atunci nu puteam să-l angajăm ca deputat. Trebuie să modificăm organigrama, așa, cu inspector clasa 1, grad profesional superior. Scoatem din nou postul la concurs. Așa, chiar dacă hotărârea de guvern, zic, nu se mai angajează la administrații publice, așa, fiind post unic, așa, avem voie. Și acoperim, știm că avem specialiști pe urbanism,
Să ținem de scurt treaba cu construcții, cu investiții de primării. De asta era. Dar cred că ați avut și materialul ăla. Nu poate fi treaba, nu mai profesional, deci știi, dacă cum are studii cursul. Dacă sunt condiții principale de participare la concurs, să aibă specialitate, facultate în domeniul construcțiilor, arhitectură. Nu. Păi, da, nu să se faci, dar nu mai lasă un bun așa, să nu-i spun și cotit. Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ok. Trecem la punctul numărul 2. Privind stabilirea mandatului de reprezentantul legal pentru ședința din 5-8-2022. La Compania Regională de Apă. Da, clar. Super compania. Super compania. Dacă el poate acolo să pună anumite probleme cu cel, spre exemplu, cu crăpătura asta? Sigur că da. Dar bine, vreau să avem la adresă cu putin. Nu stăm până veni ședința. Da. Ok. Dacă sunt discuții pentru proiectul numărul 2, dacă nu, supunem la cine este pentru, împotrivă, ține cineva. Trecem la punctul numărul 3. Probabil la punctul numărul 3, zona cotabilă cu execuția bugetară pe trimestrul 2. Da, așa cum știți, la fiecare sfârșit de trimestru trebuie să acolo execuția bugetară a venitului și cheltuielii care s-au executat în trimestru care a expirat. Acum ați avut în material contul de execuții, cu execuția de casă, cu credeți că e necesar să iau, să citesc toate cifre de acolo. Deci, în mare așa pot să vă spun că ce am preconizat în buget la începutul anului, cam așa s-au făcut încasări. Pe plus nu suntem, dar suntem bine. Ce am încasat, aia în cheltuie. Nu sunt probleme, e da. Discuții? Nu. Supunem la vot, proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aprobat? Proiect de hotărâre numărul 4, probabil aceeași chestie, doamna, dacă poate să ne privind cheltuielile pe trimestru pentru altă oară. Deci facem o rectificare de buget, nu e pe plus, nu e pe minus. E un transfer de credite. De la un capitol la altul, am avut în bugetul inițial, am avut un transfer de investiții și bani pentru lucrările astea care se vor desfășura prin AFM. Dar nu s-a întâmplat nimic până la momentul ăsta. Deci nu le-a evaluat nimeni, nu... Deci pe AFM e școala de la Negurești, școala gimnazială numărul 1, și în urmă cu public. Da. Și atunci, domnul m-am zis că n-are rost să ținem banii blocați, așa și este, că mi-i trebuie pentru apele astea care nu prea sunt. Da. Pentru suplimentarea asta de apă de la ieșoara, da? Ca să putem finaliza lucrarea și da. Am trebuit să mai fac un foraj la... Da, așa ce să facem un foraj la Negoiști. La Rădian. Aștept, aștept. La Donici. Nu la Donici, jos, la Chetrăniști, jos. Da. Urmărim și limita fugului, să fie el intrabe la an. E vorba de 34 de metri de la drumul național. Și de discuția cu un geolog, cam la 200 de metri, să avem apă suficientă. Să putem alimenta și instalația care am făcut-o pentru Rădeană, pentru Rom. Și cred că tot de acolo o să alimentăm și Bogdan Ștefan cel Mare și Negoiști. Că pe baza celor de la CRAF, nu mai vedem lucrurile. Chiar dacă e dată la administrarea ei, dar nu nici lucrurile noi. Ei nu au spus să investească nimic. Nu, ești foarte activ la încasare. Da. După atâta lipsă de apă, au înțeles că au venit și niște facturi destul de consistente.
Bunii și în plus. Păi, în ce sunt? Artefactul consistent. Nu cred că oamenii ei se bagi în plătini. Dar ei ce-au zis? Când era omul consumat 10 metri cub, tot 10 metri cub au consumat și când nu au. Da. Bine, aici este problema fiecărui abonat. Așa, să justifici sau să-i contrazic cu cei de la CRAP, nu este consumul care l-au trecut ei factorul. Dar noi am prins acum un mediat climatic, îi costă cam 150 de euro pe metru. Cu tot ocupat, cu... Da. Și aici avem pe 200 de metri cu 150, trebuie să 30.000, să-i plătim pe iar jumătate. Vedeți? Mai e... Din mult să ne întrebească și pompii. Da, și mai ales apa aia va avea și calitatea. Dar totul de la întrebare să fie calitatea. Aș vrea să vă spun la Vinșoara, știți că am forat la Vinșoara, la 126 de metri. Până la 95 de metri au început să dea de apă. Și până la 126, deci e coloană de apă. Da, suficient. Au făcut măsurători cei de la, la for. Și preconizează un 3 metri pe secundă, 3 litri pe secundă. De acolo putem da și la gătiu. 180 de litri pe minută. Da. Știți, să ne gândim că cele două posturi de la Corpu nu dau un litru pe secundă, nu. Și tot am satisfăcut cât de cât necesarul de aia. În viitor o să fie o problemă, Dumnezeu. Deci în viitor, o să prindem fiecare an, o să prindem un buget, să facem în toate satele, să facem foraje din adâncime. Foraje de adâncime. Asta e cele mai sigur. Asta e supra. Dar azi am fost din Sursa. Să facem... imediat am și dat alegeri ori, instalația este pregătită, numai forajul, ce o să ne poți. Ar fi investiții mari, dar cred că o mâine să foreze puț în geala bolei, acolo sus, când am fost dat de mate. Și ar fi diferența, o să diferența de nivel pus de adicere. Diferența de nivel ar asigura alimentarea, să mai folosești pompe. Da, dar trebuie să o scoți. Din pus trebuie să o scoți în pompă. Absolut, da. Trebuie să o bate în rezervor, să o tratezi, nu poți să o dai în rețea. Corect, dar tot... Aici, la bachetărie, la 200 de metri, sigur dăm pânza trotușului. Am înțeles. Pânza creată la trotuș, o să fie ea. Vă zic că e cam de vreme să se pronunțe, s-ar putea să iasă și artezian. S-ar putea. Bună. Din plus am vrea să fac rotușul. Dacă se duce la 200 de metri, aici nu mai vine rotușul. Nu-i pânza ca voi atâta că vreți. Eu am însăt cu ala. Am făcut pânză, dar nu mai mult. Nu, nu vorbim de izboare de suprafață. Deci aici, la Vișoara, am găsit la 19 metri. La 19 metri, dai apă la 10 case. Păi da, dar eu vă spun la ce s-a întâmplat. Am săpat, am dat în pânza preatica trotușului și este... Cât ai săpat? Cât ai săpat? Cu 18 metri și ceva. Nu poți să dai 18 metri? Așa mi-a spus, e pânza preatica trotușului. Și este foarte adipuzit petrol, din motorină, din gaz, din... Facem fond, scoate țiței și cumpărăm apă. Vine, țiței și cumpărăm apă. Filtră, noi nu. Deci dacă e pânza aia, nu știu dacă o fie aia, mai doar da. Aveam două furturi de primărie, care am dus pe la începutul acelui la domnul la rafinării. Două furturi de ce ori intrarea nu putea să scot apa. Deci îi trăgea furturile așa. Ok, haideți să terminăm. Haideți să terminăm și la noi în zona care sunt și după aceea discutăm la trei. Și când se ferea, că tragi cu... Cu centrifugă, nu numai cu... Înțelegi?
Și nu scap. Deci, haideți să supunem la vot proiectul numărul 4. Cine este de acord? Împotrivă, se abține cineva. Trecem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1, HCL, da, asta, tot privind aprobarea utilizării excedentului. La ratificare, ei utilizăm din fondul de rulment de anul trecut și atunci o trebuie să șterg investițiile care le-am avut, o trebuie să adaug sumele. Deci, pe total, noi am și pe aceea sumă. V-am zis, bugetul nu e rectificat, niciun doar transfer de corocuri, de la o investiție la altă. N-am primit vreo sumă din altă parte. Doar transfer de credite de la capitolul A, în funcție de cum am pus investiții. Da, da, da. Și la numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 2601 privind stabilirea drepturilor salariale personalul angajat. Dacă se discute, ce ne puteți spune? Ați avut mai departe, da? Da, da, da. Da, domnule, de supunem la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aprobat. Și numărul 7 divers. Dacă sunt, ne putem înscrie. Dacă nu,